Seara, doamnelor și domnilor, vă spun tuturor bun găsit la provocările vieții și în această seară. Încă de când suntem mici, există în noi această nevoie de a ști ce urmează, de a ști ce se întâmplă. Nevoia de predictibilitate, nevoia de anticipare și am putea spune chiar mai mult decât atât, nevoia de a controla unele situații din viața noastră. Pe măsură ce creștem, însă, pe măsură ce ne maturizăm, dorința de a stăpâni situațiile, dorința de a controla organizațiile, dorința de a anticipa ceea ce urmează să facem, se dezvoltă și ea tot mai mult. De aceea mi-aș dori în emisiunea noastră din această seară să conștientizăm mai mult această nevoie a noastră de control și în același timp să ne dăm seama ce putem face atunci când nu putem să controlăm situațiile din viața noastră sau chiar propria noastră existență. Vreau să-i spun bun venit la dialog și cu acest prilej, doamnei life coach și psihoterapeut Ursula Sendner, în același timp și autor de carte. Mă bucur mult că suntem din nou împreună și în 2021. Bună ziua, vă mulțumim din nou pentru invitație și dumneavoastră, an minunat, mult mai bun decât cel precedent, cu multe împliniri și cu speranță. Doamna Ursula Sendner, aș vrea să vă întreb încă din debutul emisiunii noastre, care este diferența între a controla și a gestiona? Pentru că sunt două concepte pe care uneori le folosim așa, poate ca și sinonime. Am vrea să gestionăm, am vrea să controlăm, așa cum cumva le propunem telespectatorilor noștri, când nu controlăm, totuși să gestionăm. Deci, care este diferența dintre cele două concepte? Acum, a controla, sigur, implică o anumită poziție de forță, de putere, de a deține frâiele asupra situațiilor cu care ne confruntăm, asupra problemelor din viața noastră sau poate chiar a oameni. Însă, că să vedem lucrurile ca fiind așa cum sunt ele și a găsi întotdeauna prin creativitate resursele necesare prin care să le depășim. Controlul implică forță și de multe ori înseamnă rigiditate, pe când gestionarea are nevoie și de înțelegere, de acceptare, de creativitate din partea noastră. Și acum mă privind la experiențele de viață, la ceea ce ni se întâmplă. Cum ați împărți aceste întâmplări, aceste experiențe? Sunt unele controlabile și poate de fiecare dată în mâinile noastre, sunt altele mai puțin controlabile? De ce anume depinde dacă le putem controla sau nu le putem controla? Ceea ce putem noi controla în acest sens al deținerii frâielor sunt emoțiile noastre, gândirea noastră și, practic, ceea ce ține de interiorul nostru, de psihicul nostru și cam atât. În ceea ce privește evenimentele exterioare, putem să le influențăm, însă nu putem să le controlăm. Așa cum nu putem, de exemplu, să oprim ploaia sau nu putem să schimbăm noi vremea, dar putem să ne adaptăm ei. La fel, noi nu putem să controlăm evenimentele din exteriorul nostru și acest lucru îl vedem foarte bine chiar în această perioadă. Însă, indiferent ce se întâmplă în exteriorul nostru, indiferent pe ce cădere ne poartă viața sau care sunt circumstanțele cu care ne confruntăm, noi întotdeauna putem alege felul în care ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă. Fie că este vorba de felul în care alegem să percepem anumite lucruri, fie că este vorba de a ne alege atitudinea, a ne alege emoțiile, a ne alege felul în care, semnificația pe care noi o dăm evenimentelor exterioare, toate acestea depind de noi. Deci ceea ce putem noi controla sunt emoțiile noastre și e bine să avem un autocontrol emoțional foarte bun, tocmai pentru ca să putem să facem față tuturor provocărilor vieții, iar în exteriorul nostru gestionăm prin resursele pe care le avem, prin creativitatea noastră și chiar și prin acest autocontrol lucrurile care vin înspre noi. Ceea ce tind să observ este faptul că mai tentați suntem să controlăm exteriorul.
Și apropo de ceea ce spuneați, nu putem schimba vremea, s-ar putea să preferăm să ne mutăm într-o țară mai caldă, tocmai pentru că nu putem gestiona, știu eu, atitudinea noastră în relație cu ceea ce înseamnă frigul. Sau dacă ne ducem către relațiile noastre interumane, tindem să îi, știu eu, controlăm pe cei din exteriorul nostru, pe cei din preajma noastră, să le spunem despre manierele în care să se poarte, tocmai pentru că noi nu putem să controlăm emoțiile și gândurile noastre în relație cu ei. Și atunci, cum spuneți că ceea ce putem controla sunt emoțiile și gândurile noastre? Sau, dacă nu le putem controla, de ce se întâmplă astfel? De ce se întâmplă, de ce ne dorim să-i controlăm pe ceilalți, adică noi ne dorim practic să controlăm exteriorul în loc să ne focusăm asupra interiorului. Păi în momentul în care într-o relație sau în relațiile noastre interumane vrem să controlăm comportamentul cuiva sau atitudinea, noi avem nevoie de foarte multă energie ca să investim prin explicații, avem nevoie de bunăvoința celuilalt ca să facă ceea ce ne dorim noi, avem nevoie tot timpul să fim atenți ca la celălalt, ca altul să ne asigure nouă un confort. Fie că este vorba despre relații, fie că este vorba de oameni sau că este vorba de mediul înconjurător, în totalitatea lui. Ce putere are de fapt un om în a controla comportamentul, atitudinea sau trăirile sau emoțiile unui alt om? Poate reușește pe moment, dar nu pentru totdeauna. Oamenii alții nu se schimbă pentru că noi ne dorim asta și cu siguranță că în momentul în care o vor face, în momentul în care vor începe să se poarte cu noi așa cum ne dorim noi, pentru că noi spunem că nu suntem capabili să le gestionăm lor atitudinea și comportamentul, vor începe o altă serie de probleme, de la resentimente, frustrări, conflicte, manipulare, șantaj emoțional și așa mai departe. Adică, în momentul în care noi încercăm să controlăm comportamentul altor oameni, practic, așternem terenul pentru un viitor beligerant, să spunem așa, între două persoane. Însă, un om înțelept știe că noi nu putem să-i controlăm pe alții, putem doar să ne dorim și să lucrăm în continuu la a ne controla pe noi înșine, în așa fel încât să putem să rămânem calmi și în mijlocul furtunii și în mijlocul tuturor vicisitudinilor vieții, pentru că ele vor veni întotdeauna către noi. Astfel că cel mai bine este să ajungem noi într-un echilibru cu noi înșine, psihic și emoțional, iar în momentul acela, indiferent ce vor face cei din jurul nostru, noi vom putea să ne alegem comportamentul și atitudinea și răspunsurile emoționale și de altă natură și chiar comportamentale și atitudinale și deciziile vitale în funcție de ceea ce observăm. Dacă nu ne place un lucru, observăm că nu ne place acel lucru, sigur că putem să comunicăm despre faptul că nu ne place un aspect, un comportament al semenilor noștri sau într-o relație de cuplu sau de altă natură, dar în momentul în care acea persoană spune că nu își dorește să schimbe ceva la ea, vreau să înțelegem că noi nu avem niciun drept să-i transformăm pe ceilalți în așa fel încât să ne corespundă așteptărilor și nevoilor noastre egoiste. Ei bine, așadar, ceea ce propuneți e să ne uităm tot în interiorul nostru și să vedem ce se întâmplă acolo. Și poate că lucrul acesta îl vom aprofunda. De ce am vrea mai mult să schimbăm exteriorul, cu implicațiile despre care vorbiți, chiar în plan relațional, chiar în planul frustrărilor noastre, în loc să ne concentrăm asupra interiorului nostru. Aș vrea să vă întreb, care sunt cele mai frecvent tendințele oamenilor la necunoscut? Pentru că uneori situațiile noi sunt cele care generează, știu eu, mult disconfort, multă teamă. Reacția primordială, să spunem, sau cea care îi caracterizează pe majoritatea oamenilor este frica, teama de necunoscut. Pentru că întotdeauna necunoscutul aduce cu el această întrebare: oare cum mă voi descurca? Oare voi putea să fac față? Nu ne place schimbarea. Oamenilor le place rutina, le place previzibilitatea și predictibilitatea. Pentru că în acest fel ei știu cum să navigheze în viață.
Apoi un alt aspect, în afară de această teamă de schimbare sau frica de schimbare, este rezistența la schimbare, pentru că în momentul în care lucrurile în exteriorul nostru se schimbă, noi avem tendința să rămânem în zona noastră de confort și să rezistăm la schimbarea care ne este impusă cumva de exterior. Deci prima reacție a oamenilor este frica, teama de schimbare. Însă, odată ce știm acest lucru, putem să învățăm să ne poziționăm diferit față de ceea ce înseamnă schimbare. Pentru că nu e așa, singura constantă din univers este schimbare. Oricât ne-am luptat noi, noi nu putem să ținem lucrurile în loc. Iar în momentul în care avem înțelepciunea necesară să acceptăm schimbarea ca făcând parte din viața noastră într-o manieră constantă, vom ști că este inevitabilă și, din nou, depinde de felul în care ne construim noi în interiorul nostru, pentru că în acest fel putem să gestionăm și să depășim tot ceea ce aduce, poate uneori neplăcut sau poate chiar plăcut, pentru că schimbarea nu înseamnă doar lucruri neplăcute. Da, înseamnă ieșirea din zona de confort, înseamnă poate necesitatea să accesăm alte resurse în interiorul nostru sau poate chiar în exteriorul nostru pentru ca să-i facem față, dar schimbarea nu este neapărat un lucru rău, poate să fie și un lucru bun. Aș vrea să vă întreb care sunt, știu eu, experiențele de viață care produc cel mai mare disconfort și, așa cum spuneam, cea mai mare teamă oamenilor? Sigur, la nivel personal, cel mai mare disconfort îl produce pierderea partenerului de viață, fie prin deces, fie prin divorț. Acestea sunt cele mai stresante din punct de vedere psihologic pe scala cea mai înaltă. Iar apoi, din punct de vedere social, sigur că e vorbim despre calamități naturale, dezastre naturale, război și lucrurile care se înscriu în acest spectru. Așadar, acestea sunt experiențele pe care conștientizăm cumva că nu le putem controla. Pe lângă acestea, cred că sunt și altele și, așa cum fiecare dintre noi am resimțit, această pandemie n-a fost doar dincolo de controlul nostru al indivizilor, ci a fost până la urmă dincolo de controlul autorităților sau al oamenilor de știință. În sfârșit, pare că lucrurile se așează. Și din această perspectivă, aș vrea să vă întreb care a fost cel mai frecvent tendința noastră în această etapă? Din nou, în momentul în care a început această pandemie, prima reacție a fost frica, teama de necunoscut, anxietatea, faptul că lucrurile pe care le cunoșteam înainte și felul în care noi trăiam înainte nu a mai putut fi sustenabil. Deci, prima reacție a fost aceasta. Apoi, următoarea reacție este, odată ce ne obișnuim cu o anumită situație, o acceptăm, o integrăm în viața noastră, cei care au tăria și puterea interioară și înțelepciunea necesară să facă acest lucru pentru ca să poată să supraviețuiască în absolut orice condiții. Nu asta înseamnă, de fapt, gestionare? Cum? Asta înseamnă, de fapt, gestionare. Da, înseamnă a integra în viața noastră experiențele ce derivă de acolo. Sigur, în momentul în care avem un cadru în care ne trezim, așa cum ne-am trezit noi în această pandemie, fiecare dintre noi e important să facă ce să ajungă după perioada de revoltă, pentru că există și o perioadă de revoltă, de furie, de tristețe, de anxietate, poate, de depresie. După ce ajungem în această, după ce trăim emoțional toate aceste lucruri, să ajungem să acceptăm și să ne adaptăm cu ceea ce avem la îndemână, să facem față tuturor provocărilor, pentru că, vedeți, și în acest moment chiar viața noastră este imprevizibilă. În fiecare zi lucrurile se schimbă. Încă lucrurile au intrat cât de cât pe un făgaș, dar nici acesta nu este, nu, o certitudine. Sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem și atunci e necesar ca să avem calmul și reziliența psihică, dacă vreți, necesare, ca în fiecare zi să facem ce putem mai bine cu ceea ce avem la îndemână acolo unde suntem. Și să ne gândim întotdeauna că nu circumstanțele din exterior ne determină nouă viața,
Sigur că sunt circumstanțe plăcute sau circumstanțe neplăcute și atunci la cele neplăcute e necesar să accesăm și mai mult resursele noastre, dar ele sunt un prilej, aceste circumstanțe neplăcute, cum spuneam, să descoperim poate alte fațete ale personalității noastre, poate alte resurse pe care noi le avem în interior și poate pe care până în acel moment nu am fost nevoit să le accesăm în niciun fel. Orice situație de acest gen, și să știți că am avut clienți în acest an care mi-au spus că pentru ei, lor, pandemia le-a adus lucruri bune. Faptul că au reușit să se oprească din această agitație continuă în ceea ce privește traiul lor, din faptul că au reușit să-și ia timp poate de respiro, să se conecteze ei cu ei înșiși, poate cu sufletul lor, cu mintea lor. Fiecare dintre oameni poate au reușit în acest moment să se apropie mai mult emoțional, dacă nu fizic, de familie, de cei dragi, de prieteni. Și-au reevaluat viața și au făcut poate în acest moment anumite schimbări pe care înainte nu le făceau, deoarece de multe ori urmau anumite idealuri false. Deci, din nou, și în ceea ce privește această pandemie, chiar dacă este o reașezare poate pe alte pe alte paliere sau pe o altă fundație a vieții noastre, a adus și lucruri bune celor care și-au dorit să o perceapă în acest fel. Sigur că sunt și aspecte negative pe care i-au impactat pe foarte mulți oameni și care vor mai dăinui și pe mai departe. Dar omenirea dintotdeauna a trecut prin războaie, prin calamități naturale și de fiecare dată a găsit în interiorul său resursele să o depășească. Cumva, aceste lucruri fac parte din viața fiecărui om, au făcut parte din viața strămoșilor noștri, așa cum fac parte și din viața noastră acum. Și cred că, într-un fel sau altul, noi putem să vedem că avem mai multe resurse și că avem o ușurință mult mai mare de a le depăși. Aș vrea să vă mai întreb, așa cum la un moment dat sublineam în dialogul nostru, de ce unii oameni resimt o nevoie mai mare, o tendință mai mare de a controla atât mediul exterior cât și poate mediul interior? De unde vine o dorință excesivă de control? Sigur, acum aspectele acestea pot fi discutate foarte în amănunt, dar nu cred că ne permite cadrul emisiunii, însă întotdeauna nevoia de control provine din nesiguranță, din nesiguranța de sine. În momentul în care noi ne dorim să controlăm ceva în exteriorul nostru, fie că este vorba de alți oameni sau evenimentele, ceea ce resimțim este nesiguranța faptului că noi am putea sau că am avea abilitatea sau capacitatea de a ne adapta la ceea ce fac sau sunt sau este fac sau sunt alții și ceea ce este mediul din exterior. Această nevoie de control de aici provine, dintr-o percepție interioară a unei neputințe, a unei nesiguranțe, a unei incapacități, care nu este adevărată. Pentru că fiecare om, toți oamenii care au trecut prin viață, de mici și până și în perioada adultă și așa mai departe, au întotdeauna resurse prin care, indiferent ce se întâmplă în exteriorul lor și indiferent ce au sau ce n-au, ceea ce le este dat sau ceea ce le este luat, au capacitatea, dacă își doresc asta și dacă accesează asta, să gestioneze într-o manieră constructivă exteriorul lor. Acum, nevoia de control interior, dacă este excesivă, și aceasta implică o anumite aspecte psihologice, dar e vorba de o dorință de a ne controla emoțiile, dialogul interior, percepțiile, atitudinile, comportamentele sunt normale pentru orice adult. Când ajunge în excesiv, în momentul în care încercăm să controlăm în mod excesiv anumite lucruri și nu ne permitem poate uneori libertatea de a ceda anumitor pulsiuni inconștiente și ajungem să trăim într-o modalitate, într-o manieră foarte militărească cu noi înșine și cu cei din jurul nostru, din nou vorbim despre alte aspecte psihologice care duc către patologie.
Ei bine, merită fiecare dintre noi, poate cei care avem o anumită tendință către control, să ne uităm mai atent și să vedem de unde vine aceasta. Până la urmă, o mai mare flexibilitate este cea care ajută, cea care avantajează. Vorbeați despre ideea de reziliență. Unii reușesc mai bine, alții, din păcate, poate au nevoie de mai mult timp sau de mai mult efort. Ceea ce aș vrea să punctăm în mod concret în dialogul nostru este următoarea întrebare. Mă aflu în fața unei situații pe care nu o pot controla. O analiză îmi spune despre o anumită boală. Copilul ia o anumită decizie pe care eu nu mai pot controla, în care nu mai pot interveni. Partenerul poate să-mi dea o anumită veste și așa mai departe. Cum gestionăm situații de felul acesta pe care nu le putem controla? În primul rând, e foarte bine să conștientizăm ce emoții avem, să ne dăm voie să percepem emoțiile într-un moment de impact, să zicem, pentru că nu, în momentul în care primim o veste sau se întâmplă un lucru, există un impact pe care asupra noastră, că e vorba de furie, de disperare, de tristețe, de sentimentul de neajutorare. E normal să apară la fiecare dintre noi, adică nu suntem roboți și nu suntem ființe umane și sigur că în momentul în care primim vești care nu ne sunt pe plac, avem acest impact emoțional. Dar apoi, în momentul în care ne conștientizăm aceste emoții, putem să și preluăm controlul asupra lor în așa fel încât să nu le dăm voie ca ele să se exacerbeze și din tristețe să ajungă în depresie, dintr-o anxietate să ajungem avem o anxietate generalizată sau să facem atacuri de panică sau lucruri de acest gen, ci în acel moment să intervină ceea ce vorbeam mai devreme despre dialogul interior. Ok, aceasta este situația care mi este dată, cu care mă confrunt, îmi înțeleg și îmi accept emoțiile pe care le-a generat această veste sau această situație, însă nu îmi doresc să mă cufund în ele sau să le exacerbez până în punctul în care să-mi pierd autocontrolul emoțional, iar apoi în pasul următor este să începem să vedem ce soluții găsim, care este, dacă e cazul, care este planul de acțiune, ce putem să facem în așa fel încât să gestionăm sau să depășim într-o manieră optimă ceea ce lucrurile cu care ne confruntăm. Pentru că dumneavoastră ați dat un exemplu care ține de propria noastră persoană și anume ați spus că analize care ne dau o veste. Ok, în acel moment depinde de noi ce putem să facem pe mai departe într-o anumită măsură sau poate într-o măsură foarte mare. Asta încă nu știm până în momentul în care nu începem să cercetăm problema și să ne dăm seama care sunt pașii de acțiune pe mai departe. Poate e nevoie de o schimbare în stilul de viață, poate lucrurile au nevoie de mai mult de atât sau de mai puțin de atât. Iar în acel moment totul depinde de noi. Însă momentul în care, nu știu, soțul sau partenerul de viață sau copilul ne dă o veste cu care noi nu rezonăm, dar care poate și-o dorește acea persoană și un adult, da, vorbim de adulți aici, își dorește acea persoană în viața ei, sigur că în acel moment nu putem decât să acceptăm ceea ce circumstanțele care ni s-au dat și să ne adaptăm la ele într-o măsură cât mai bună pentru noi, în așa fel încât să nu ne decompensăm nici psihic, nici emoțional și nici din punct de vedere vital. Pentru că exact acestea sunt situațiile, nu, de care spuneam, în care e nevoie să facem diferența între ceea ce ține de noi, ceea ce putem schimba pentru noi înșine și ceea ce nu ține de noi și poate nu avem niciun drept să controlăm. Pentru că în momentul în care un om, indiferent că vorbim aici de partener de viață sau de prieteni, își dorește poate altceva decât ne dorim noi, e important să înțelegem că oamenii sunt liberi să-și trăiască viața exact așa cum își doresc și nu au venit pe lume ca să ne facă nouă pe plac și nici noi nu avem niciun drept să le cerem, să renunțe la ei înșiși pentru noi. Iar în ceea ce privește copilul, în momentul în care a ajuns la maturitate, este adult din punct de vedere biologic, psihologic, sigur că va depinde de el. Din nou, acțiunile acelui copil și deciziile lui vitale depind doar de felul în care își dorește să-și trăiască viața, fie că nouă ne convine sau nu acest aspect, fie că noi credem că știm mai bine sau nu decât el cum ar trebui să-și trăiască viața pe mai departe.
Există și persoane care tind să lase armele jos atunci când se confruntă cu o situație pe care nu o pot controla. Oarecare indiferență, oarecare detașare. Cum vedeți o astfel de perspectivă? Poziția de, să zicem, nu știu, nu înțeleg ce spuneți exact în detașare, dacă este vorba de o detașare emoțională, în sensul în care nu alegem să nu rezonăm într-o manieră foarte grea din punct de vedere emoțional și poate chiar să stăm în poziția observatorului și din acea poziție să ne alegem cel mai bun parcurs pe mai departe, nu este un lucru rău. Acum, pe de altă parte, pasivitatea, și anume fatalismul, în termeni de oricum nu se poate face nimic, sunt neajutorat, sunt o victimă a circumstanțelor, nu are niciun sens să încerc, nu are niciun sens să dezvolt creativitatea, să-mi pun resursele la bătaie, cumva, ca să pot să depășesc o situație, asta este cu totul altceva. Atitudinea aceasta de pasivitate, de fatalism, de victimizare chiar, de neajutorare, nu au cum să fie benefice niciodată nimănui. Deci există o diferență între aceste aspecte și chiar vreau să menționez puțin faptul că starea aceasta sau atitudinea de victimă pe care mulți oameni au tendința să o îmbrățișeze în momentul în care se confruntă cu schimbări care nu le sunt pe plac, nu face altceva decât să le adâncească problemele, nu rezolvă problemele, fatalismul, depunerea armelor, credința aceasta că este imposibil să mai trăiești sau să-ți mai faci viața așa cum îți dorești tu în momentul în care lucrurile nu sunt așa cum vrei tu sau că nu le poți controla, este o atitudine profund disfuncțională. Și mi-aduc aminte acum de o carte a lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții. O carte pe care el, în prima parte, vorbește despre experiența sa de la Auschwitz și vorbește acolo exact despre faptul că cei care au supraviețuit acolo, chiar și 3 ani până s-a terminat războiul și au fost eliberați, sunt cei care au dat un sens, inclusiv suferinței lor, care și-au dorit să supraviețuiască, care și-au dorit să depășească și au avut capacitatea să privească și dincolo de momentele acelea cu care se confruntau, pe când ceilalți care și-au pierdut speranța și-au spus că oricum nu se poate face nimic, și-au pierdut viața înainte ca să poată să vină această salvare, acea încheiere a acelui moment total nefericit. Deci, nu contează circumstanțele din exteriorul nostru, contează întotdeauna atitudinea pe care noi o avem în fața schimbărilor, în fața veștilor neplăcute, pentru că nu e așa în viață, nu, nici nu are sens, este o așteptare nerealistă să credem că viața va fi întotdeauna așa cum vrem noi, că totul ține de noi înșine, de controlul nostru, că evenimentele vor fi așa cum le visăm și că toată viața va fi o plimbare prin parc minunată și deosebită. Nu este așa. Viața are și aceste momente neplăcute, cu toții ne confruntăm cu ele, nimeni nu este scutit de ele, adică e o iluzie faptul că sunt oameni care nu au probleme, nu există așa ceva. Toți oamenii avem probleme, dar depinde de felul fiecăruia dintre noi, modalitatea în care le gestionăm și le depășim. Și aici, din nou, vorbim despre această conștiință de sine, reziliență psihică, autocontrol emoțional, o gândire focusată pe rezolvarea de probleme, pe căutarea de soluții, pe a nu ne lupta cu morile de vânt, nu? Pentru că exact în momentul în care noi încercăm să schimbăm circumstanțele din exteriorul nostru, asta încercăm să facem, să ne luptăm cu morile de vânt. Păi, Sau mă numai gândesc dacă la persoane care se blochează în situații de felul acesta, nemai având resurse, nemai având energie și, așa cum spuneați, apropo de rezolvarea de probleme, atunci când apare un blocaj, practic resursele nu se mai duc către rezolvare de probleme, către accesarea unor, știu eu, emoții sănătoase și direcții sănătoase, ci dimpotrivă poate ne anihilează chiar și ceea ce avem. da, vă spuneam la început că în momentul în care există ceva ne zguduie într-un fel sau altul,
poate să apară și acest blocaj și unii oameni, da, în o perioadă de șoc. Nu că e o perioadă de șoc. În momentul în care ești șocat, poți să rămâi așa împietrit, poate. E o regulă, adică e normal, e din nou, vreau să înțeleagă telespectatorii noastre că e normal să avem această reacție umană. Însă, după aceea, ce facem? Pentru că e necesar tot noi să ne scuturăm și să ne ridicăm și să mergem mai departe. Cu calm, cu acceptare, cu speranță și cu dorința de a face lucrurile să fie cât mai bune în noua conjunctură. Adică în momentul în care plouă, sigur, mergem mai departe cu metafora mea, în momentul în care plouă pot să mă enervez că plouă sau pot să îmi iau umbrelă și să mă enervez și să mă ud și așa mai departe, sau pot să-mi iau o umbrelă și să mă apăr de ploaie. Iar umbrela aceea, în cazul schimbărilor din exteriorul nostru, este atitudinea noastră interioară, felul în care noi ne raportăm, felul în care percepem ceea ce se întâmplă, înțelesul pe care îl dăm experiențelor noastre de viață și capacitatea noastră de a privi mai departe de o problemă sau alta cu care ne confruntăm. Doamna Ursula Sendner, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o în această seară. Așadar, să gestionăm situațiile pe care nu le putem controla. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu. O seară plăcută, continuare vă doresc. Vă mulțumim, dragi prieteni! Vă propun în continuare în emisiunea noastră o scurtă secvență din articolul doamnei Ursula Sendner, a invitatei noastre, life coach și psihoterapeut, în același timp autor de carte. Așadar, o secvență, un material video pe această temă a situațiilor ce nu pot fi controlate, după care vom intra în dialog cu pastorul Beniamin Anca, încercând să surprindem și o perspectivă biblică asupra situațiilor ce nu pot fi controlate în viață. Când nu putem schimba anumite circumstanțe pentru că nu depind de noi, acest lucru nu înseamnă că nu suntem capabili să facem față acelor circumstanțe într-o manieră activă. Putem să ne schimbăm percepția și atitudinea față de acea situație. Să gestionăm emoțiile pe care le avem și să găsim noi soluții pentru a face față consecințelor rezultate din acea situație care nu este în controlul nostru. Situațiile dificile prin care trecem și care nu depind de noi ne pot declanșa frică, anxietate sau furie și creează în interiorul nostru o nevoie puternică de control. Însă tocmai acest lucru se poate dovedi a fi contraproductiv, deoarece ne vom focaliza energia și resursele pe încercarea de a schimba ceea ce nu putem schimba. Este ca și cum ne-am lupta cu morile de vânt. Decesul unei persoane apropiate, pierderea unei relații, felul în care gândesc sau se comportă alți oameni sau evoluția pandemiei din prezent sunt doar niște exemple de situații asupra cărora nu avem control. Mulți oameni încearcă să-i convingă pe ceilalți să-și schimbe gândirea sau comportamentele pentru propriul beneficiu sau încearcă să-și aducă înapoi partenerul prin fel și fel de metode, inclusiv manipulare, șantaj emoțional, victimizare, amenințări sau promisiuni, deși acesta nu-și mai dorește continuarea relației și, după nenumărate eforturi, constată într-un final că totul a fost în zadar sau că încercările lor de persuadare au funcționat doar pe moment, însă nu au presupus și o schimbare reală, de durată. Ceea ce putem face, în schimb, este să ne focalizăm pe a accepta situația și faptul că nu putem influența decât într-o mică măsură sau deloc acele circumstanțe exterioare. Ne putem alege, în schimb, o anumită atitudine față de situația respectivă. Ne putem asuma responsabilitatea pentru emoțiile pe care le avem, putem găsi maniere constructive de a le gestiona. A accepta situația nu înseamnă a deveni victime, a ne plânge sau a adopta o atitudine pasivă, ci a renunța la eforturile noastre inutile de a controla ceea ce nu putem controla, focalizându-ne, în schimb, pe aspectele care depind de noi, care se află în sfera noastră personală de influență. Dacă avem o atitudine pasivă, nu vom acționa în niciun fel și nu vom face nimic să depășim situația ori să ne îmbunătățim starea. Nu ne vom asuma responsabilitatea pentru felul în care gestionăm acea situație stresantă și nici pentru felul în care reacționăm sau răspundem în fața acelei situații. Nu e vina mea, nu am ce face, nu pot schimba felul în care mă simt.
și, drept urmare, ne vom simți neajutorați și lipsiți de speranță. Ne vom plânge și victimiza pentru a primi compasiunea și ajutorul celor din jur, dar nu vom acționa pentru a lua problema în propriile mâini și a nu aștepta o salvare din exterior, găsind în același timp vinovați pentru felul în care ne simțim noi. Dacă avem o atitudine activă, vom acționa pentru a gestiona și a face față cât mai eficient situației stresante. Vom avea o mentalitate focalizată pe rezolvarea de probleme și găsirea soluțiilor. Dacă nu putem schimba o anumită situație, acest lucru nu înseamnă că nu putem gestiona acea situație într-o manieră activă.